Româna, ce faci, mă? Vini, măi, băiete, ce să fac? Uite, Doamne, dar și gine că ai venit, băiete, că uite, acum vreau să mă apuc să o leacă de treabă, să-mi pun vă două barabule și numai gine mă ajut și pe mine. A, da, trebuie să pui astea, dar nu le-ai pus deja? N-ai pus cartofii deja? Nu le-am pus. Ei, știam eu că trebuie să mai aștept o săptămână până să vin. Deci hai, du-te, schimbă-te, că deja o ieși corpinul prin ladă, hai. Mamă, eu vreau să te ajut, dar nu prea pot, mi-e leacă greața așa, e rău, doar, știi că eu te ajut doar, tot timpul te-am ajutat când a fost din muncă, Doamne ferești, dar nu, mi-e leacă rău așa, nu știu că treaba, mă băr într-o parte. Bă, nu mă, Florin, stai leacă, nu mă spărie, poate zici că ai luat corona, că acum te, stai leacă, te disinfectez. Stai, nu, stai că nu-i corona, Doamne ferești, mă, doare stomacul, asta, ceva, nu, la... Ah, tu cu stomagul, da, stai că tu totdeauna ai avut probleme cu așa, când era vorba de treabă, tu aveai grețuri. Da, da. Lăs că am eu leac pentru asta. Nu, las că mă duc până la farmacie, să-mi dea ceva farmacista, să-mi treacă ușor, nu grăbit, încet așa, încet să sigur, să nu treacă dintr-o dată, că dacă, cine știe, e mai rău după aia, nu poți să te grăbești. După aceea, dacă îmi treci, te ajut. Lasă-mă că te lecuiesc, eu imediat fac o leacă de ceai. Ceai? Ceai, Florin, din usturoi pisat. Cu o leacă de șapă călită și cu niște urzici și mai pun și o linguri de oțet și să vezi tu și bună. E leacul cel mai bun. Nu, las că cel mai sigur mă duc eu până la farmacie ca să fie treaba, da? Ca să nu... Băi, tu ascultă-mă o leacă, stai aici. Uite, bei și aiul ăsta așa, te refaci și după ce mergem la când să mă ajuți. Hai în casă să fac și aiul. Uite, n-ați și aiul ăsta. Da. Eu mă duc până în grădină și să pun vă două barabule și apoi după aceea vin să văd dacă te-ai făcut bun. Îmi revin. Du-te liniștit în grădină, că-l beau. Ia zi, băi, ți-a trecut? Puțin mai bine, dar nu totuși, nu de tot mi-a trecut, adică încă nu sunt bun de muncă, așa cum aș putea eu să muncesc, doar știi că eu pot, adică eu vreau, nu e că nu, dar nu... Auleu, înseamnă că e ceva grav, mă duc să fac o cană dublă, mă duc să pun mai mult șapă și acolo tăticele și două linguri de oțet ca să streacă, că nu-i de glumit. N-are rost că mai mergi pe la bucătărie, mai consumi usturoi și ceapă și mai pui tu acolo, nu, întregi. Ascultă la mine, îți fac doză dublă ca și obiei aici față de mine cu boala nu-i de joacă. Poftim. Da, ce cană mare de ceai mi-ai făcut. Perfect. Îl beau, nu? Acum îl beau, pe tot. Mamă, știi ce? Deja mă sunt mult mai bine, mă sunt perfect, gata, nu mai am nimic, mi-a trecut și durerea de tot. Hai să mergem să punem cartofi. Hai, mai des o leacă, mai des. Hai, umblă mai repede o leacă. Așa, e bun. Alo? Uite cum mă trași să fac. Pun aici barabul în grădină cu băietul. Adică eu pun cartofi și tu vorbești la telefon. Bun, eu acolo, tu vezi că ai făcut strâmtăr acolo, vezi că ai servit un rând. N-are nică, fată, eu trecut, ei, că eu nu știu când se preface, nu? Cu data viitoare mai dau și o coadă de sap pe schinare. Vezi că ai sărit un rând acolo? Hai, niște mare că avem de pătuși popșoi. Zăi, cât e ori pe lama ta, dar nu mai zăi mult aici că am înghețat. Gata, acum se termină. Hai să mergem în casă să facem șaiul. Hai, așa, exact.